Alesia, și bun găsit la întâlnirea cu profund. Așa am început lecțiile, nu de fiecare dată, așa cum ai văzut tu prin filmulețele mele. Și să începem lecția decât cu Doamne, ajută-ne! Ajută. Ajută-ne! Să facem o lecție frumoasă ca și data trecută, ca și ieri. Alesia, știi bine unde am rămas? Am rămas undeva, dacă mă amintesc eu bine, la ideea aceea că dacă îți dă cineva un număr, tu știi foarte bine dacă ăla se împarte sau nu la 3. Da. De acolo discuția? Da, și mi-a dat temă. Ia, așa, bă, ce bine ai făcut, că uitați-o de asta. Ce temă ți-am dat? Mi-ați dat să scriu 7 numere care cifrele adunate să se împarte exact la 3 și 5 care să nu se împartă. Adică, cu alte cuvinte, 7 care să fie divizibile cu 3, nu? Da. Și alte 3 să nu fie divizibile. Te rog frumos, dă-mi exemple ca să mă convingi. Să știți că cele 7 sunt inventate, adică le-am pus așa la alegere. Așa, la întâmplare, da? Da, la întâmplare. Te rog. Să știți că unul a depășit 6 cifre, nu știu de ce. Nu are importanță, nu are importanță. Am pus așa la întâmplare 363.636.036. 636.000 și? 363.636.036. 36. Deci 363.636.000 și 36. Da? Da. Adică 036. Așa trebuie să văd. 0, adică la sute ai sute 0 și 36, 30, 3 la 10 și 6 la unități. Da? Da. Deci este un număr format din 3 și cu 36 și cu 39, că ai zis 363.636.036. Acum tu mă pui pe mine să le adun pe toate, să văd ce număr. Dau 54. Dau 54. Da, acum să spun o șmecherie. Cum le-ai gândit tu așa, cum ai dat numărul ăsta, eu știu deodată că se împarte, fără să mai adun. Iată care e șmecheria. 3 se împarte la 3, 6 se împarte la 3, 3 se împarte la 3, 6 se împarte... Toate, fiecare cifră în parte luată se împarte la 3, așa că suma lor sigur va da un număr care se împarte la 3. Deci da. Acesta, în mod sigur, e un număr divizibil cu 3. Și dacă vrei să constatăm asta, facem împărțirea, nu? Eu am făcut-o. Ai făcut-o. Și... aș vrea să te întreb, înainte de a începe împărțirea, știi câte cifre va avea câtul ăsta? Deodată. Deci câtul împărțirii la 3, adică rezultatul împărțirii, va fi un număr de câte cifre, ca lungime? Câte cifre crezi că va avea? De 2. Deci noi împărțim, la cât am spus, la împărțit la 3, da? Da, 54 împărțit la 3. Nu. 54 împărțit la 3, da, dar asta ne spune că numărul de la început, ăla care e dat inițial, se împarte la 3. Deci, mesajul pe care îl obținem când adunăm toate cifrele și ne obținem un număr, cum a fost în cazul ăsta 54, și se divide la 3, este în legătură cu următorul lucru, că numărul pe care îl avem la început, el se împarte la 3. Dar nouă ne ușurează foarte mult munca, că nu mai suntem puși în situația să facem împărțirea și să constatăm la un moment dat când se împarte la 3. Deci acum știm sigur că numărul ăsta se împarte la 3 și eu te întrebam, acesta 363.636.036 în mod sigur se va împărți la 3 și te întrebam că la momentul în care ne-am făcut împărțirea, câtul împărțirea, adică rezultatul la împărțirea asta va fi un număr din câte cifre bănești tu? De împărțitul câte cifre are? 9. Vedem. 3. Dacă de împărțitul are 9... 8. Asta, da. E vina mea, ați pus și 0. Deci neapărat, că așa mi-ai zis 0, 3, 6. Că ai zis 36. Da. Deci 9. 9 cifre. Dacă de împărțitul are 9. și noi împărțim la un număr format dintr-o singură cifră, numărul împărțitorul este format dintr-o singură cifră din 3, știi bine că trebuie să luăm o singură cifră când începem algoritmul de împărțire. Și dacă acesta este mai mare sau egal decât împărțitorul, la noi chiar este egal, din clipa asta va urma să tot coborâm câte o cifră. Deci merge și la prima cifră, merge odată și până coborâm câte o cifră. Câte cifre va avea câtul împărțire? Trebuie să știm asta din capul locului. Când noi știm bine, coborâm o cifră, adică facem scăderea ce coborâm o cifră, și la fiecare cifră pe care o coborâm, punem câte o altă cifră, adică de câte ori merge, punem la câtul împărțirii și așa mai departe. Deci eu vreau să știu foarte bine din la început, înainte de a face împărțirea, câte cifre va avea împărțitorul, câtul împărțirii. Tot 9. Tot 9, excelent, bravo, bravo. Deci asta vrea foarte tare. Insistăm până când înțelegem problema. Niciodată la matematică nu ne putem apuca de o problemă dacă n-am înțeles-o. Da. Și tu ai înțeles o șmecherie acum. Măi, sunt 9 la de împărțit. Cum pentru prima cifră a fost bine și de acum cobor câte una, sigur că sunt 9 cifre la cât. Da? Da. Asta e foarte bine. Dar dacă în loc de 3 ar fi fost, să spunem, 2. Deci dacă în loc de 3 prima cifră ar fi fost 2, adică 263, 3 în 2 nu merge. Da. Și atunci am fi fost nevoie să luăm, continuă tu, să luăm? Să mai luăm o cifră. Corect. Deci pentru a obține o cifră la cât, din start am pierdut din cele 9 una. Noi mai luăm o cifră pentru ca să pornim algoritmul. Deci câte cifre ar fi avut câtul împărțirii? În condiții care ar fi fost 2 la început. 8. 8. Foarte bine. Foarte bine. Foarte clar. Deci 8 pentru că am fost nevoiți din cele 9 să luăm pentru pornirea algoritmului 2 cifre. Da? Acum ai înțeles șmecheria asta, că e foarte important când noi ne apucăm de treabă să știm exact cam câte cifre va avea câtul. Concret, hai să facem un alt exemplu, că ăsta e prea banal, nu ne ocupăm de asta. Vezi, a apărut o altă problemă acum. Nu m-am gândit așa la asta, dar e foarte important să știm câte cifre are el câtul. Deci zicem așa, 7456 împărțit la 7000 cât? 7456 împărțit la 82. Împărțit la 82. Facem această împărțire. Prima dată vedem câte cifre să luăm. Așa, câte cifre are împărțitorul? 2, da? Da, 2. Și noi luăm... Tot 2 pentru început și începem să analizăm. Da. Am luat cele 2 cifre. Adică 7 și cu 4. 74, da. Da, 74. Și vedem că e mai mic decât 82. Și nu putem porni. Deci trebuie să mai luăm o cifră, da? Mai luăm și 0. Nu. Luăm pe 5. Că am zis 7450... Nu. Cât am zis 7456. 7456. N-am niciun 0. 7456. Deci îmi luăm și pe 5, da? Da. Și acum aici întrebarea urmează. Nu ne apucăm de împărțire. Câte cifre va avea câtul? Câte cifre va avea câtul? Acum merge, nu? 745 merge odată. Merge, mă rog, vom vedea noi de câte ori. Da. Și facem scăderea și pe urmă avem de coborât o singură cifră. Deci, dacă mai avem o singură cifră, mai avem încă o dată de probă. Și atunci vom avea două cifre. Prima cifră va fi acum când facem mișcarea, prima dată, nu? Din cele trei cifre din 745 vom vedea, vom obține o singură cifră. Și de acum vedem câte cifre mai avem de coborât. Și mai adăugăm, să spunem, la de fiecare dată câte o cifră și atunci noi vom spune, da, știu, vom avea la cât doar două cifre. Este foarte, foarte important să știm acest lucru. Să vedem concret, ca să ne convingem. Ca 8 în 74, sau aproape de 74, nu? Vorbește tu, te rog. 8 ori cât se dea aproape de 74. Păi, 8 ori... A, ori în 9. Corect, deci 9 ori. Și acum, da, acum facem, scriem la rezultat 9, corect. Ori 8, 72, no, scriem... 9 ori 2, atenție că începe înmulțirea, 9 ori 2. A, deci îl luăm și pe 2. Neapărat, neapărat. Când noi am... 9 ori 2, 18, scriem 8 sub 74. Da. Ținem 1 în minte. 8 sub 5. 9 ori 2, 18, sub 5. Sub 5, că am luat, am pus 3 liniuțe acolo, până la 5 am luat. Nu uita să fie că 74 n-a fost suficient, am mai luat o cifră, am făcut 745 și... merge de 9 ori, ai spus, dar acum când zic 9 ori 2, 18, sub 5. Da. Scriem 8 și ținem 1 în minte și 9 ori 8, 72 și cu 1 din minte, 73. 73, foarte bine. Și acum tragem linii. Și acum tragem linii și scădem. 5 minus 8 nu se poate, ne împrumutăm. 10 minus 8, 2 și cu 5, 7. Aici ne-am împrumutat, ne-a rămas 3 minus 3, 0. Și 7 minus 7, 0. Corect. Ne-a rămas 7. Acum îl coborâm pe 6. Corect. Și acum ne gândim... Chiar dacă am adăugat, numărul care s-a format este cine? 76. Față de 82? Poftim? Față de 82? 76 față de 82? Este mai mare. 82 e mai mare, 76 e mai mic. Și atunci merge de 0 ori. Da. Deci 0 punem la rezultat și ăsta e și restul. Deci în clipa asta restul este 76. 6. Da? Deci câtul împărțirii, să zicem așa, câtul, C, egal cu 90, iar restul, R, egal cu 76. Ți-amintești că am făcut o formulă foarte interesantă de împărțitul, egal cu împărțitorul, zi-o tu, de împărțitul, egal cu împărțitorul ori câtul, ții minte că am făcut așa, plus restul. Este formula aceea care am, ca probă, de împărțitul, egal cu împărțitorul câtul plus restul. Da? Și să verificăm. De împărțitul cât este al nostru? Cât e de împărțitul? 7456? Da, 7456. Să vedem dacă este egal, punem la egal cu un semn de întrebare. Deci vedem dacă e egal cu împărțitorul cât este. 82. 82. Ori câtul? Deci 7456 este egal cu... 82, după formula așa trebuie. 82 ori? Da. 82 ori câtul. Da. 90. Corect. Împărțit... Plus, la plus, plus restul. Plus restul, 76. Ia să vedem dacă este așa. Hai să mulțim pe 90, pe 82 cu 90. La rezultat să punem 76, să vedem dacă ne dă 7456. Ia să vedem. Da. 82 ori 90. Da, să știți că eu am scris 82 ori 9 și la final adaug un 0. Nu, lasă ori 90 și tu când înmulțești acum deoparte, zici ori 90, zici, nu-i bine să zici ori 91, să punem un 0, nu. Dacă vrei să scrii așa, înseamnă 82 ori 9 ori 10. Asta înseamnă că 82 ori 90 înseamnă 82 ori 9 ori 10. Dacă tu nu vrei să scrii așa, atunci când faci înmulțirea 82 ori 9 am scris ori 90 ori 90, tragi linii și începi mulțirea și pui un 0. Începi mulțirea cu un 0 pentru că tu știi bine că ai deja 0 acela la sfârșit. 9 e la 10. Și de ce începi cu mulțirea cu un 0 pus? Și acum 9 ori 2. 9 ori 2, 18, scriu 8, țin 1 în minte. Da. 9 ori 8, 72 și cu în minte 73. Așa, 73. Și-o dat 7380, da? Înmulțirea asta. Da. Și acum, deoparte, nu zicem plus acolo pe loc, că n-ar fi tocmai bine, deși merge, că doar se vede că la rezultat au fost 7580 și aducem plus acum restul care l-am zis, 76, de desubt 76, să vedem cât ne dă. Șase și cu 0, 6. Stați, 7. Gata, am scris una sub alta. Deci 0 plus 6, 6, 8 plus 7, 15, scriu 5, țin 1 în minte, plus 3, 4 și 7, 7. 7456, da. E perfect, nu? Este da. Corect. E corect. Am verificat teorema împărțirii cu rest și e deșteaptă. Adică noi am probat dacă am făcut un calcul corect. Adică am făcut o împărțire, am găsit restul și teorema îmi spune așa, împărțitorul oricâtul plus restul trebuie să dea de împărțitul. Și așa s-a și întâmplat. Bun. Ia să vedem numărul ăsta, 7456, luat la întâmplare. Este divizibil cu 3? Hai să ne întrebăm. Zicem 7456. 7456 se divide 3 puncte. Se divide la 3 cu semn de întrebare, punem. Oare se divide la 3? Se împarte exact. Sigur am putea face ce treabă? Am putea face împărțirea și să vedem dacă nu dă rest, dar noi avem pusă la punct o tehnică de care ne folosim, că e mai ușor să adunăm cifrele. Deci pentru a răspunde la întrebare dacă se divide sau nu, zicem yes egal cu suma cifrelor, adică 7, te rog, plus 7 plus asta, plus 4 plus 5 plus 6, acum scriu egal aici. Da. Așa, deci prima 7 plus 4, 11, după aia plus 5 plus 6, 11, 11 cu 11, 22. 22. Și 22 nu se divide. Deci punem 3 puncte și le tăiem. Punem cele 3 puncte, nu se divide la 3. Atunci rezultă de aici, rezultă că din chestia asta, că nici numărul acela care i-a dat la început, 7456, nu se divide la 3. Fiindcă nu îndeplinește condiția asta. Deci el nu se divide la 3. Și dacă vrem să ne convingem, facem împărțirea și vom vedea că nu se divide. Hai să o facem. 7456 împărțit la 3 Bănește rest ar da? Ce rest putem să obținem? Ce rest? La împărțirea la 3, ce resturi putem obține? Când scădem acolo, în final, ce rest poate să fie? Poate să fie 4? Nu. Nu. Nu, pentru că restul totdeauna e mai mic decât împărțitorul, decât 3. Poate să fie 2 sau 1. 2 sau 1 sau 0, adică să fie perfect. Da. Deci, în cazul nostru, ce bănuiești tu să fie? Am văzut că nu se împarte exact. Deci rămâne un rest. 2 sau 1. Întrebarea este, 2 sau 1? Bănuiești cât va fi la împărțire? Fiindcă ne-a dat 22... Nu știu, ziceam amândouă, dar... Fiindcă ne-a dat 22, eu bănuiesc că 1. Fiindcă dacă ar fi fost 21, se împărțea exact la 3. Eu cred că 1. Să vedem. Să vedem. Așadar, începem împărțirea. Prima cifră, o singură cifră luăm, te rog să vorbești. Da, luăm doar o singură cifră și zicem 3 în 7 de 2 ori și scriem la rezultat 2, ori 3, 6. Da. Tragem linie și scădem, ne dă 1. Apoi îl coborâm pe 4 și ne dă numărul 14. Și apoi la rezultat punem 4, ori da. 3, 12, corect, care e cel mai aproape de 14. Apoi tragem linie și scădem. 4 minus 2, 2, 1 minus 1, nimic, ne dă 2. Apoi îl scădem pe 5, îl coborâm și ne dă numărul 25. La rezultat punem 8, ori 3, 24, tragem linie și scădem, ne dă 5 minus 4, 1, 2, ne dă 1 și scădem și pe 6. Punem și pe 6, da? Da. Îl punem și pe 6 și acum la rezultat scriem cel mai aproape de 16 5, sigur. Și ne dă 15 și scădem și ne dă restul. Așa, cum am bănuit, ai văzut? Am bănuit bine. Variantele erau două, ori 1, ori 2. Dar fiindcă la sumă mi-a dat 22, eu am simțit că, sigur, așa trebuie să fie, pentru că dacă ar fi fost 21, s-ar fi împărțit exact la 3, nu? Da. 21. Și-ar fi dat 7. Ei, dar cu 1 în plus, o venit din faptul că în loc de 6, dacă aș fi avut 5 sau o altă cifră cu 1 mai puțin, adică, iar dăm tu variante de numere, plecând de la 7, de la cât este asta, de la ce număr am acum? 7456, dăm acum imediat pe unul care să se divide la 3. Poți să dau unul din temă? Nu, de aici, legat cu el. Fiindcă a dat 22, la sumă trebuie să dea cu unul mai puțin. Adică una din cifre să fie cu unul mai puțin. Asta e șmecheria. Te uiți la cele 4 cifre și dai o cifră mai mică. Atunci, 6.000. Perfect, 6.000. 456. Ia să vedem dacă așa este. Ăsta spune că se împarte sigur la 3. Să vedem. Așa. 3 în 6 de 2 ori. Scriem la rezultat 2, ori 3, 6. Tragem linie și scădem. Ne dă nimic. Acum îl coborăm pe 4. 3 în 4 odată. Și scriem la rezultat 1. Ori 3, 3. Tragem iar linie și scădem. Câte cifre va avea numărul ăsta? Câtul împărțirii? Cât va avea? Câte cifre? 4 cifre, sigur că da. Te ceri cu oricine, inclusiv cu mine. Dacă eu spun că 3, nu e adevărat. Vă dovedesc. De ce? Pentru că am luat prima cifră, e mai mare. Eu aveam nevoie de o singură cifră să iau. Pentru că împărțitorul e dintr-o singură cifră. Și cum 6 e mai mare decât 3, de acum urmează să adaug câte o cifră pe rând și de fiecare dată obținem un rezultat, sigur 4 este. Da? Deci dacă cumva fac greșeli, ești foarte atentă că totul se înregistrează. Și dacă fac greșeli, nu lăsăm vă greșeala acolo să apară. Dacă mai vedeți cineva și spune. Așa mi se întâmpla la clasă, când aveam acolo și eu mă duceam cu mintea la altceva, că vreau să spun altceva și strecuram o greșeală, cum am făcut-o mai devreme. Știi, când ai spus tu că nu e corect. Așa, tu ești foarte atentă că totul corect, intervenția ta este salutară, pentru că lecția nu trebuie să strecoare greșeli. Nu trebuie să strecoare greșeli în lecție. Da. Unor 3, 3, 1. Acum îl coborâm pe 5. Corect. Și ne iese numărul 15 și punem la rezultat 5. Da. Ori 3, 15, tragem linie, scădem nimic. Acum îl coborâm și pe 6. Și la rezultat punem 2, ori 3, 6 și nu avem niciun rest și rezultatul e 2152. Așa, 2152. Deci rezultat. Se divide la 3. Se divide la 3. Ai văzut ce ai făcut? Mi-ai făcut mișcarea asta, că unei cifre, nu? O cifră, ai mișcat-o cu... De fapt, cu cât ai scăzut numărul ăsta? Era 7456 și acum ai scris 6456. Cu cât este el mai mic? Păi, cu 7456 și 6456. Cu cât este mai mic el, ca valoare? Cu 1. Cu 1000. Că tu ai umblat la 1000 și ai luat 1000. Nu? Era 7456 și ai luat un 1. La ce cifre te-ai dus tu? La cifra miilor. Când ai luat de la cifra miilor 1, de fapt ai luat 1000. Că toate zerourile astea sunt luate după aceea, nu? Deci de aceea noi suntem foarte atenți unde mișcăm. Mai dai un exemplu unde de la 7456 și ia o cifră de unde vrei tu. Deci un alt exemplu de număr care se împarte exact la 3. Mai scadă 1000. Mai scadă 1000 din cine? Din 6456? Nu. Ăsta rămâne că a fost deștept. S-a împărțit la 3. Din cel dat la început, 6456. Din 6456 iei unul de la o cifră care vrei tu. Sunt 4 cifre acolo. Și dacă scazi un 1 de la una din cifre, acum la care te hotărăști să scazi, la 7 am scăzut și am pus 6, am fost 1000. Am scăzut. Mai departe. O să scad la 4. La 4. Și atunci este vorba de numărul 7000. Nu 6000? Păi nu la ăsta la care am scăzut încă o dată. Că dacă la ăsta mai scazi încă o dată, nu se va mai împărți la 3. La cel de la care am pornit inițial. Că la suma cât ne dăduse la inițial? 22. Și am spus că din suma asta, 22, scazi un 1. Fii de la 7, fii de la 4, fii de la 5, ca să rămână 21 la sumă. Da. Ia să vedem. $7356 împărțit la 3. Ia să vedem să parte. Luăm o cifră și... Știi că suma face 21? 70 cu 30, 5 cu 6, 11, 21. Se așteaptă clar să meargă împărțirea la 3. Să vedem. 3 în 7 de 2 ori, de ori 3, 6, tragem linie, scădem, ne dă nimic, îl coborâm pe 3, 3 în 3 odată. 3 în 13. 7 din 6. 6 din 7, pardon. 1. 1, 1. M-am grăbit. Așa, deci 13. Da. Și la rezultat punem 4. Da. Ori 3, 12, scădem, ne dă 1 și îl coborâm pe 5. Da. Și la rezultat punem 5. Da. Ori 3, 15, tragem linie, scădem, nimic. Și acum îl scădem și pe 6. Îl coborâm pe 6, da? Da, îl coborâm pe 6 și la rezultat punem 2, ori 3, 6 și ne dăm. Perfect. Se divide la 3. Se divide. Cu cât a scăzut el acest nou număr, 7356 față de 7456? Care e diferența? Cu cât? Cu... 7000. Cu 100. 100! 100, că la cifra 100 l-a umblat. Nu la cifra 100 l-a umblat. Categoric. Deci a scăzut cu 100. Că dacă faci scăderea și le așezi unele sub altele, doar că 100 totul merge 00 și la 3 din 4, nu, 1. Și rămâne 100. Diferența este 100. Și un alt exemplu care se va... Tot la 7456, pe care îl obținem. Și scade unde vreau acum? Sigur că da. Am scăzut și la 7 și la 4, hai să scădem la 5. 5. Da. Și atunci vine cât? 7446. Da. Împărțit la 3. Știi cât este rezultatul adunării? Este 21. Că da. 4 cu 6, 10, 7 și 4, 11, 21. Da. Da. 3 în 7 de 2 ori, 2 ori 3, 6, tragem linie, scădem și ne dă nimic. Acum îl coborâm pe 4. Cum? 3, 4. Dă un 1 la scădere, că 6 din 7 e 1. Ne dă 1, acum îl coborâm pe 4. Da. La rezultat punem 4. Da. Ori 3, 12. Scădem, ne dă 2. Da. Și îl coborâm pe 4. Da. Și la rezultat punem 8. Ori 3, 24. Tragem linie. Și scădem și ne dă nimic. Și acum îl coborâm și pe 6. Și la rezultat punem 2, ori 3, 6 și ne dă 2482. Corect. Cu cât e mai mic acesta față de cel dat inițial? Cu 10. Cu 10. Ai înțeles că la 10 am umblat și din cauza asta e mai mic cu 10. Așa. Și acum și pe 6? Să-l facem și cu 6, adică practic aici scădem în 1 la unități. 7455. Da, 7455, da, corect. Împărțit la 3. Împărțit la 3. 3 în 7. Asta, ori 3. Acum. Luăm o cifră. 3 în 7 de 2 ori, 2 ori 3, 6, tragem linie, scădem, ne dă 1, îl coborâm pe 4, 14. La rezultat punem 4, ori 3, 12, scădem, ne dă 2 și acum îl coborâm și pe 5. Așa. La rezultat punem 8. Și ne dă 24, scădem, ne dă 1 și îl coborâm iar pe 5 și la rezultat punem 5 ori 3, 15. Perfect. Și ne dă 2485. Da. Deci, vezi, noi am luat la întâmplare un număr, 7456. Și analizând dacă se împarte la 3 sau nu, când am adunat cifrele lui, deodată am văzut că ne-au dat 22. 22 nu e un număr care se împarte la 3. Deci, cu alte cuvinte, dacă noi facem, ne încăpățânăm și facem împărțirea pentru a vedea dacă se divide sau nu, nu avem decât să o facem. Și atunci am întrebat, ce rest crezi că vom obține? Aveam două variante, 1 sau 2, că totdeauna restul trebuie să fie mai mic decât împărțitorul. Fiind împărțitorul 3, deci mai mic. 1 sau 2. Și eu am zis că sigur 1. De ce? Fiindcă am sesizat că la sumă 22 față de 21 cu 1 e mai mult. Da? Și atunci înseamnă că în clipa în care am să scad o cifră, adică am să micșorez cu 1 pe una din cifre, suma va da 21. Și dacă suma va da 21, sigur numărul care se va forma, micșorând una din cifre cu 1, adică dacă o micșorăm pe cea de la 1000 cu 1, de fapt noi micșorăm cu 1000. Că m-am umblat la 1000. 7000. Dacă numărăm la 4, înseamnă cu 100. Acel 1. Deci nu e 1 ca la unități, ca micșora cu 1, ci e vorba de acolo, la cifra aceea care am umblat. Asta e foarte important. Acum, mi-a venit în minte un alt exercițiu. Hai să notăm numărul următor. 7450 și A mic. 7450 și în loc de cifra 6 punem un A. A și punem o bară deasupra. Bara asta care am pus-o deasupra, nu știu dacă se vede. Da, se vede. Se vede, da? Bara asta care am pus-o deasupra vrea să spun așa, că la unități am o necunoscută. A ăsta e o cifră. Deci A poate să fie ce fel de număr? Ce variante are A? Începând de unde? Dacă e o cifră. Cât poate să fie A? A poate să fie 0, 1, 2, 3, până la 9. Până la 9. Deci A e egal cu, și să spunem între acolade, toate variantele. 0, 1, 2, 3, cu virgule în ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da? Ai văzut așa, da? Mulțimea A formată din numele acestea. Între acolade, două acolade, una la pornire și alta la final, și toate numele puse acolo. Întrebarea mea este așa. Să se determine A, ia scriem cuvinte, să se determine A, adică din cele 9, din cele 10 cifre pe care să le luăm, să se determine A, astfel încât astfel încât numărul obținut să se împarte exact la 3. Deci, în loc de A, putem pune de la 0 până la 9. Sunt 10 posibilități. Putem forma 10 numere. Mi-ar fi că am luat-o scuze pe mine. Deci, ai înțeles care e problema. Întrebarea era așa. Cât să punem în loc de A? Încât la adunare, încât numărele care se vor forma, sunt 10 variante, ele să se dividă numere, care dintre ele, nu toate se vor divide la 3, ci o parte din ele. Ce A să punem? Cât să fie A? Să zicem 3. L-ai dat la întâmplare. Da. Bun. Dar deci primul număr la care te gândești și se pornești ar fi 7453. 3. Împărțit la 3. E să vedem, să vedem. Dar noi avem o șmecherie. Le adunăm cifrele în loc să facem împărțirea. Adunăm cifrele, să vedem cât ne dă. Deci, imediat în paranteză, lângă el scriem 7 plus 4 plus 5 plus 3. Cât obținem? Egal cu? 22. 22. Se împarte asta? E bun cu 3? Asta, paranteză, așa, 22. Păi nu. Nu-i bun. Deci nu mai muncim la el să ne apucăm să facem împărțirea lui 7453. Că nu se divide. Deci fiindcă ți-o dat 22, 22 nu se divide la 3 și atunci nici numărul acela inițial pe care îl avem nu se divide la 3. Deci 7453 nu se divide la 3. Așadar, cum tu l-ai luat la întâmplare, despre acesta care l-am format, o primă variantă, nu-i bun. Alt număr. Să mă gândesc. 2. 2? Pare că da. Că e scăzut o unitate. Ia să vedem. 7452. 7452. Și în paranteză să zicem, să vedem suma cât face acum. A, și în am apucat mea de împărțire. Nu, nu ne apucăm. Facem smecheria care o știm din culise. Adică 1 și 7 și cu 4 și cu 5 și cu 2 fac 21, nu? Da. Merge. Deci, deși deștept numărul cu 2. Îl subliniem. Că am găsit unul din ele. Alt număr pe care îl putem lua. Fiindcă tot mers înapoi, hai să luăm pe 7450 ca să luăm pe toate să le avem. 7451. Da. Cât ar face suma? Eu cred că nu dă. Cred. Dar să fac aici. Suma este egal cu? Este egal. E 7 și cu 4 11. Și cu 5 16 și cu 1 17. Ai zis bine. Deci acest număr nu se depinde. Alt număr 7450. Cu 0. 450. Da. Așa, aici să scriu. Asta se poate. Dă 15. Știi că noi am greșit, mă. Și tu ai marea rolul tău foarte important este când am adunat pe 7 cu 4 și cu 5 și cu 3, știi, când am adunat 7 plus 4 plus 5 plus 3, eu am zis că faci acolo 22. Da. O prostie. Ia mai adună-tu. Ia adună și tu. Să nu te lași niciodată pe mâna mea, că spun și trăsnă, poate. De 19. Păi vezi, de ce nu mai e corectat? Spui, nu e adevărat. Ce faceți? Dormiți? Ai grijă totdeauna că lecția, uite, bine că am observat. Că altfel stricam lecția. Și așa s-a înregistrat, acum m-am făcut de baftă. Dar bine că nu o publicăm, nu? Dacă am publicat-o și aș afla toți că profesorul nu știe să adune două numere acolo, ar fi rușine. Dar așa, uite că am avut baftă. Așa am pățit-o odată și am spus băiețelul ăla, lecția aceea cu băiețelul de clasa a 3-a, nu știu dacă ai văzut totul, care m-a pus într-o dificultate mare. Am vrut să mă uit, dar să-mi spuneți că numărul. 1745, parcă. Așa ceva. Pot să caut să văd? Ia uite-te, ia uite-te. 1745. 1700. Ah, stai, trebuie să scriu profund. Așa, profund. 1700. 1745. Ce scrie acolo? Clasa 7 operații. Nu. Atunci e 1757. Vezi, 1757. E o clasa a 3-a, metoda mersului înapoi. Și... Mario care m-a pus în dificultate. Așa. Să vezi ce mi-a făcut. Trebuie să vezi lecția asta. Trebuie să o vezi că este de o frumusețe rară. Eu am făcut o greșeală. El mi-a propus problema. O venit el cu o problemă și v-am făcut o problemă, nu puteți face. Să vezi ce spectacole acolo. Și eu la început? Am zis, de la început e lecția. Pe prima o pot face, pe prima am putut o face, pe a doua n-am fost atent și el mi-a spus pe asta nu mai faceți niciodată. Și eu m-am încăpățânat, am crezut în mine, am fost mândru. Deci asta a fost mândru de mine că o pot face. Și am făcut greșeală, capcana care mi-a întins-o el am mușcat din ea și m-am trezit că nu mergea. Și el spunea, eu spuneam că e greșită cum a dat-o el, el spunea, ba nu, eu am dat-o foarte bine, dumneavoastră greșiți. Măi Mario, măi n-am greșit, mă, uite, mă străduiam și a început să plângă. El a început să plângă de nervi, de supărare. Că nu știa cum să mă conving. Eu țineam că e greșită. Și când mi-am dat seama că are dreptate, dar ce m-am bucurat și am spus, mai Mario, măi Mario, ai fost mai bun, mai prins, mă ți-ai bătut joc din mine, mă, uite ce bine ai făcut problema asta, ce deșteaptă. Și acum plângea de bucurie. Plângea de bucurie că m-a păcălit. Și că el m-a putut, a insistat până când m-a convins. Și fac din lecția aceea un spectacol. Deci m-am dat bătut de copilul de clasa a 3-a. Așadar, să fie foarte atent, că și tu mă poți prinde. Uite, puteai să mă prinzi acolo când am fost atent. 7 și cu 4 și cu 5 și cu 3 fac 22. Nu, fac 19. 19. Da, spunem că fac 19 și spre bucuria noastră 19 nu se împarte la 3. Da. Bun. Când am luat cu 2... 7452, dacă adunăm, cât fac aici? La 2. Când am luat numărul 7452, al doilea număr care am spus că ar fi deștept, că ar fi bun, ar trebui să vedem 7 plus 4 plus 5 plus 2. De unde 21? Păi unde 21, sigur, 18. Dar 18 spre bafta mea se împarte la 3. Deci da, 18 se împarte la 3. De unde? De unde? Uite că dormeam. Amândoi am dormit. Eu mai ales. Da? 7452 îi deștept când îi dă 18 și 18 se divide la 3. E bun. Da. Așa cum l-am subliniat noi. La 1. Ia să vedem. 7451 când ne dă la adunare. La 1, noi am zis 17, dar ne dă 18. Cu 1 la sfârșit nu cred că ne dă 18. Nu, aici e corect. Deci dă 17, care nu se divide la 3, da? Și cu 0. Aici, la 3. 11. Aici e, nu. Aici ne dă 16. Și nu se divide la 3. Deci nici asta nu. Cu alte cuvinte, Dar până în clipa asta l-am găsit pe 7452. Da? Da. Atunci... Care ar fi următorul? Dacă îmi spui următorul, sunt teribil de fericit. Deci până acum am încercat cu 3, 2, 1, 0. Următorul eu zic că e 4. Și crezi că se va dividi? Să-l vedem. Cât ar veni? 7454. Eu zic că da, dar nu știu. Vedem. Să facem suma. Sau poate nu. 54. Așa și 7 plus 4 plus 5 plus 4. Paranteză. Mi-a dat 20. Și 20 se împarte la 3? Nu. Nu. Înseamnă că nici numărul ăsta nu se bate. Următorul care ar fi 7450 și... 5. 55, corect. Și cât face suma? Stați-o și scriu. Deci, 7455 părți la 3. Suma... Aici de 21. Și e bun. Da. Deci ăsta da. Se divide. Ăsta se divide. Punem 3 puncte, că se divide la 3 și încadrăm. Adică a fost unul bun până acum, 7452, primul bun, care l-am găsit. Ăsta cu 7455 și întrebarea mea, dacă te duci la următorul care e bun, deodată e foarte tare. Șapte. Deci, a fost, la sfârșit s-a terminat cu 2. Bun. Da. S-a terminat pe urmă cu 5. Atenție, de la 2 la 5. Și acum, care ar fi următorul? Opt. 8, cu 8 la sfârșit, pentru că de la 2 la 5, 3 și de la 5 încă 3 adăugând. 8. Așa, de 7458 se divide la 3. Cine nu ne crede, n-ar decât să fac. Eu fac și suma aici. Faci și suma, sigur că da. Suma cât va fi? Că dacă ai mări cu 3, suma e ușor. Așa, aici în paranteză. Douăzeci și patru, se împarte la 3. Se divide. Da, corect. Și îl încadrez frumos. Da, e deștept. Și așa este. Și care ar fi următorul? Păi data dacă aș mai pune 3. Noi avem limită până la 9. Foarte bine. Și nu am ce. Deci nu am nicio șansă. Deci, da. Cu alte cuvinte, doar 3 numere sunt. 7452, 7455 și 7458 sunt cele 3 numere, adică are 3 posibilități. Cu 2, au să fie 2, nu? Fie 5, fie 8. Foarte, foarte tare. Haideți să luăm acum, să lăsăm 7000, hai să scriem așa, 7456. Adică pe locul zecilor în locul zecilor, să punem necunoscuta. Deci noua problemă este aceasta, plecând de la numărul respectiv, și am înlocuit pe cifra zecilor, care era 5, cu un A, cu un necunoscut, și cu o valoare necunoscută. Și acum întrebarea este A, sigur ca și altă dată, fiind cifră, poate să ia ce valori? De la 0 până la 9. Da. Și întrebarea este dacă acum putem ghici deodată valorile lui A, încât să obținem un număr care se împarte exact. Prima valoare. Prima valoare. Că dacă găsim pe prima, pe urmă șmecheria merge foarte repede. Că știi, dintre ei adăugăm, da. Hai să le adunăm pe cele care le cunoaștem. Ce cunoaștem? 7, 4, 5 și 6. Cumva 2. Deci, ai zis 2 o să fie, da? Eu aș aduna 4 și cu 6 fac 10 și cu 7 și 17. Și la cât să mai adaug lui 17 și să facă primul număr care se împarte exact la 3. Știi, la sumă cât vine, nu? Așa vine 7 plus 4 plus 6 plus A, nu știm cât, dar 4 și cu 6 face 10 și cu 7 17 și lui 17 cât îi mai trebuie ca să fie, cine ar fi foarte aproape, mai mare decât 17 care se împarte exact la 3? Ar fi 21. Și 21 e bun, dar cred că 18 e prima dată. A, da, 18. A, da, stați că prima dată am făcut, prima soluție cu 2 a fost 18. Ai văzut? E, acum, deci, cât să fie au? Cât să fie au? 1. 1. Foarte tare. Gata, te-ai prins. Că de la 17 până. Deci primul număr, 7416. Se divide, sigur, te ceri cu oricine, se divide la 3. 7416 se divide la 3. Cine nu vrea să creadă, n-ar decât să adune. 7 cu 4 plus 1 plus 6 ne dă 18, care se divide la 3 și gata este. Următorul număr. Mai pierdem timp acum. Să luăm pe rând. 7400? 4. 46. 7446. Se divide la 3. Următorul număr? 476. A, nu, am adăugat la... Ai zis bine. Ai zis bine, n-a fost 7476, da? Că ai mai pus 3 lui 4. Da. Foarte tare, foarte tare. Corect, nu eram atent. Și clar că acesta este un număr bun. Și un alt număr mai găsim oare? Păi aș mai adăuga la 7 încă 3, dar da 10 și apoi iar noi avem limită până la 9. Corect. A nu poate să fie decât cifră. Nu poate să fie din două cifre. Da. Cu alte cuvinte, acestea sunt 3 numere. Vezi? Puteam să începem așa. Să luăm pe rând pe fiecare. Fii atentă. Vezi tu, Alesia, ce frumusețe se ascunde aici. Dacă spuneam așa, A fiind cifre și tu te apucai A0, A1, A2, A3 și faci împărțirile toate și tot munceai acolo și făceai 10 împărțiri și pe care le găseai bune și cu asta zicea, bă, am făcut egheșițiu, dar câtă muncă se ascundea acolo. Dar așa acum noi am găsit speculația asta foarte tare cu suma cifrelor și asta înseamnă că tu te-ai dus și le-ai selectat deodată pe numerele acelea. Și nu faci nicio împărțire, nici nu iei pe încercate, nici doi. Da, pe am adăugat 3 și 3 și aflam. Sigur că da. și ai pus foarte tare. Deci așa sunt condiții. Știi tu că am notat senzațional. Ca să știi că un număr se împarte la 3, mai întâi faci suma cifrelor. Și dacă suma cifrelor îți dă un număr care se împarte exact la 3, atunci numărul despre care vrei să te ocupi, poți să spui că este neapărat un număr care se împarte exact la 3. Ia să vorbim noi ceva foarte tare. Când o numărare se împarte la 2? Poți să-mi dai... vreți să facem și cu 2 acum. Așa. Poți să-mi dai un exemplu de număr care se împarte la 2? 10. 10. 10 se împarte la 2 și egal și cu 5. Și acum facem 2 puncte. Deci 10 se divide la 2, da? 10 da. Se divide la 2. Asta este motivul. Clar. 10 e un exemplu foarte clar. Da. Mai dăm un alt exemplu din număr care se împarte exact la 2. Exact, exact la 2. Uh... 22. 22. 22. Se împarte la 2 și ne dă 11. Deci putem spune fără nicio emoție că 22 se divide la 2. Da? Fiindcă e împărțirea fără rest. Da. Alt număr. Altul ar fi... Dați să fac aici. Un alt exemplu. 44. 44. Se divide la 2 și dă ca rezultat 22. Deci putem spune fără nicio emoție că 44 se divide la 2. Alt exemplu? Da, alt exemplu. 66. 66. 66 se divide la 2 și ce rezultat obținem? Divide la... Nu se împarte la 2 și ne dă ca rezultat 66. Se împarte. Am scris la toate, divide. Așa. Bine, în final și 66 împarte la 2, că nu dă rest, da? 66 da. Se divide la 2. Și alt exemplu? Dă 33. 33 se împarte? A, dă rezultatul 33, corect. A, 3, da. Alt exemplu? 88. 88. 88 se împarte la 2 și ne dă ca rezultat 44. N-avem rest și atunci putem spune fără nicio emoție că 88 se divide la 2. Iată, în exemple care le-ai dat tu, ai dat așa. Niște numere care la sfârșit, la cifra unităților am avut 0, apoi la cifra unităților 2, la cifra unităților am avut 4, sau 6, sau 8. Da. Deci toate numerele care au la cifra unităților 0, 2, 4, 6, 8, deci numai numere pare, se împart toate la 2. Dă la întâmplare un număr. Dă la întâmplare un număr mai mare. În care să ții cont că la sfârșit, la cifra unităților, sigur, ai 0, 2, 4, 6 sau 8. Să pui 0, 2, 4 sau 6 sau 8. 7452. 7452. 450. Asta să scriu la bară. Da? 7452 se împarte și să facem împărțirea. 7452. Facem împărțirea concret, să vedem dacă este așa. Așa, acum prima dată luăm o cifră. Da. Și zicem... la rezultat punem 3. Da. și ne dă 6. Tragem linie, scădem și ne dă 1. Acum îl coborâm și pe 4. Să pun o liniuță că mă încurc. Așa. Acum pun la rezultat șapte. Corect. 7 ori 2. 14 și scriu, trag linie, scad și îmi dă nimic. Da. Și îl cobor pe 5. Da. La rezultat pun, dacă aș pune 3 mi-ar da 6 și ar fi peste, deci pun 2. Da. Ori 2, 4, scad și îmi dă 1. Și acum îl cobor și pe 12 și la rezultat pun 6. Corect. Și îmi dă fix. Corect. Vezi? Foarte tare. De fiecare dată la rezultat fii îți dă 1, fii 0. Dar când îl cobori pe 2 acela, 2, 4, 6, 8, când e 1, fac numai bine un număr care se împarte exact. Fac 12, fac 14, fac 16, fac 18. Deci mi se pare foarte tare chestia asta. Deci când vezi un număr te uiți și vrei să vezi dacă se împarte la 2, tu te uiți numai la ultima cifră. Numai la ultima cifră. Nu te mai interesează când se adună cifrele. Doar când e la 3. Da? Da. Dar la 2, ochiul sfuge numai pe ultima cifra unităților. Deci te uiți la cifra unităților, dacă cifra unităților este 0, 2, 4, 6 sau 8, gata, știi, tot numărul acela se împarte, tot numărul acela se împarte la 2. Tot numărul acela se divide la 2. Se divide la 2, fără rest, deci, da? Și motivul este ăsta. Când noi în algoritm tot aplicăm, facem scăderea, la scădere, fiindcă împărțirea o facem la 2, la scădere trebuie să am 0 sau 1. Și dacă se întâmplă tocmai la sfârșit să fie 0, la ultima scădere să fie 0 acolo, atunci când îl cobori pe ultima cifră și îi pare 2, 4, 6 sau 8, se împarte exact la 2. Și asta e motivul. Iar dacă ar da 1, nu nimic. Vine 1 și îl pun la ea un număr par, vei avea 12, 14, 16, 18, care sunt totdeauna numere ce se împart la 2. Așa, asta e observația foarte importantă pe care trebuie să o reținem acum. Deci, zicem așa, din nou un lucru senzațional, da? Senzațional, al doilea senzațional a fost așa. Senzațional 2. Da, senzaționalul 2. Senzațional 2. Senzațional numărul 2. Așa. Așa. Și spune tu. Un număr. Deci. De tu. Senzațional. Un număr care are la sfârșit. Care are. Cifra unităților, ca să înțeleagă tot omul. Care are la cifra unităților. La cifra unităților. Numere pare. Perfect. Numere pare. Se divide exact la 2. Se divide la 2. Da? Se divide la 2. Foarte tare. Enunța tu. Și acum să scriu cu verde. Așa. Și mai ales punctează acolo că tu ai dat. Tu ai formulat. E foarte important. Foarte important. Tu ai formulat. Ca și când m-aș semna. Da, 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 da. Ca și cum te-ai semna pe rezultatul ăsta la care am ajuns. Am și tatonat, l-am încercat, l-am chinuit, până când ne-am dat seama că așa este. Și știu și motivul. Nu mai uitam. Doar că am scris cu creionul și nu se vede bine, așa că conturez cu pixul. Conturează așa ca să fie foarte, foarte, foarte clar. Alesia, în momentul de față este așa. Dacă cineva îți dă un număr foarte mare, așa, un număr la întâmplare, și tu spui așa, eu fără să fac împărțirea, știu dacă numărul ăsta se împarte exact la 2. Știu eu când se... Deci dacă îmi dai tu orice număr, eu numai mă uit la el și tu unde te uiți de fapt? Numai la unități, la sfârșit acolo. Și dacă ai 0, 2, 4, 6 sau 8, gata, știi că se poate. Fă tu împărțirea că se face. Dar dacă acolo e 1, 3, 5, 7, adică numere impare, spui, nu se împarte asta. Nu se împarte. Și cum? Și te va întreba, dar de unde știi tu asta? Nu, uite, spun de înainte. Eu spun de înainte. Tu fă împărțirea că te convingi tu. Din nou, vezi, scutim munca. Foarte mult o scutim. Nu mai facem împărțirea. Spun, da, se divide sau nu se divide. Asta e. Mai puțin. Da. Știi ce îmi place? Foarte tare îmi place că tu faci aceste lucruri ca să-ți rămână și vizual. Vezi? Încadrezi, faci toate chestii. Senzațional numărul 2, da, într-adevăr, al doilea senzațional, aseară a fost acel cu suma cifrelor, da? Și acum, astăzi, în seara asta a fost cu... Da, când mă uit prin caiet, o să văd verde și o să mă uit. Da. Ți s-a atras atenția foarte rapid. Și acum mă gândesc la 5, mă. La 5, dacă... Poate descoperi niște... Dăm niște exemple care se împart exact la 5. A, la 5 acum? Da, la 5. Deci, exemplu la 5, să scriu pe cealaltă. Așa. La început dăm din 2 cifre. De două cifre și apoi de 3 și de 4. Și mai gândim mai departe, dar din 2 cifre. Numere din 2 cifre care se împarte exact la 5. Păi prima dată vă dau 55. Bun. 55. 55 se împarte la 5 și ne dă 11, nu? 11. Da. Câtul împărțirii 11. Deci despre 55 poți să spui, sigur că se divide la 5. Bun. O să fac o bară și după aia 5? Da, cum am vorbit și, nu? Da. Alt exemplu? Da. Nu. Un alt exemplu. Cred că merge. 60. 60. Foarte bine. 60. Și de 12. Hai să facem 60 împărțit la 5. Este egal o dată. Acolo 1, 0, 12, nu? Da. Face 12. O să zic acum. Și 60 se divide la 5. Mai dai un exemplu? Mai dau. Tot din 25. Da, acum să văd dacă și dă. Să fac împărțirea, să văd dacă dă. Împărțire la 5. 5, 1, 5, 3, 5, 65. 65, sigur că da. 65. Mai pun 5, mai pun 5. Așa. 65 se divide la 5. 70 se divide la 5, nu? Da. 70, 75, 80, 85, 90 și 95. Și așa mai departe. Deci toate au la sfârșit 5 sau 0. 5 sau 0. Ori 5 sau 0. Neapărat. La cifra unității o să fie 5 sau 0. Da. Asta e și poanta. Senzațional 3. Da, asta e. Punctăm. Scriu? Da. Două senzaționale în două. În seara asta. Deci. Numărul 3. Da. Și acum scriu. Un număr care are la cifra unităților 5 sau 0 se divide la 5. Corect, foarte tare. Tu îl semnezi tot tu, că asta este rezultatul tău, ai formulat tu. Un număr care are la cifra care are la cifra unităților 5 sau 0, nu? Se împarte la 5. Asta înseamnă că acum dacă cineva dă ție un număr, cât ar fi el de lung, tu te uiți numai la ultima cifră. Și spui, eu știu sigur că se împarte la 5. Și din nou, cum de știi tu asta? Treaba mea, problema mea. Dă-mi tu orice fel de număr și eu spun dacă se împarte sau nu. Dacă la cifra unităților nu-i 5 sau 0, ăla nu se împarte. Da. Uite că am prins 3 tehnici, nu? Sau criterii de divizibilitate. Până acum 3 am prins, am descoperit. Senzațional, da, da, foarte bine. Corect. Bravo. Deci este foarte interesant. Și mai am încă unul și cu asta va fi final, primul, ultimul criteriu. Ultimul senzațional. Da, ultimul senzațional. Cum a fost la 2? Ce am gândit noi la 2? Când seara asta am făcut? Când la numărul 2. Da. Un număr care are la cifra unităților numere pare. De ce am scris pare? Pare? Sigur că știi ce înseamnă numere pare, nu? 0, 2, 4. Da, am scris o cifră greșită. Așa. Și la 5, care la cifra unităților să aibă 0 sau 5. Și la 3 cum era? Un număr se împarte la 3 când, sau divide la 3 când suma cifrelor sale. Când suma cifrelor sale se împarte la 3. Exact. Ei, și la 9 este aceeași poantă. La 9. Un număr se împarte la 9, da? Când suma cifrelor sale se împarte exact la 9. Hai să vedem, să luăm un exemplu, dacă s-ar putea să mă păcălesc, știi? și nu vreau. Să luăm noi un număr a căror cifre adunate să facă 18. Cu 18 se împarte la 9, nu? Da, de două ori. Stai că avem un număr. Avem un număr care ne-o dat suma cifrelor 18. 18. Păi să fie 8. Ia. Nu, 8. Stai. Ia un număr din mai multe cifre. Am avut odată mai Alesia, unde dăm în exemple. 5, 5, 8. 5, 5, 8. 5, 5, 8. Foarte tare. 558. Se divide la 3, pardon, la 9. Se divide la 9. În paranteză spunem de ce. Că 5 plus 5 plus 8 egal cu 18, care se divide la 9. Se împarte exact la 9. Și hai să facem proba acum, dacă asta e vreo trăsnaie care mi-a venit mie acum. Ia să împărțim pe 558 la 9. Să vedem chiar așa. 558. Împărțit la 9. Și avem? Am rezolvat-o. Deci avem, luăm, fiindcă 5, nu putem să luăm o cifră, fiindcă 5 este mai mic decât 9, așa că mai luăm un 5, 55 și zicem 9 în 55 de 6 ori și ne dă 54. Perfect. Tragem linie, scădem 5 minus 4, 1, 5 minus 5, nimic. Ne dă 1. Și îl coborâm și pe 8 și la rezultat punem 2, 2 ori 9, 18, scădem, nimic. Exact. Și într-adevăr, hai să mai luăm încă 1. Să fac, care ar fi multiplu de, după 18? Să fac un număr mai mare ca să... 27. Hai să facem 27. Suma cifrelor să facă 27. Știi că în clipa în care fac 27, suma cifrelor 27 se împarte la 9 și face de 3 ori, nu? Poți să iau un număr mai mare să descompun mai mult? Da, să-l facem mai lung, dar când adunăm toate cifrele la un loc, să-mi dea... 27, da? Stați să mă gândesc și vă spun, deci 27, deci nu, deja trece 4 atunci. Um, 1 0 1 0 1 2 4. 1, 0, 1, 0, 1, 2, 4. Să mai verific o dată. Deci 1, 2, 4. 3, 4. Nu. Nu e bine. Ba da. Că e 27. Deci adunate toate astea adunate fac 27. 1 plus 1 plus 1 plus 2 plus 4. Stați, 1, 2, 4. Da. Deci 10 plus 10... 20. Ai, nu, dar numărul trebuie să mi-l formez, nu 10 plus 10. Când adun cifrele, tu ai zis 10 plus 10 plus 1. Numărul să fie din formate încât cifrele adunate să fac 27. Hai că a fost interesant. 10 plus 10. 10 din cine e format? Dintr-un 4 și un 6. Apoi următorul 10, dacă vrei. Din 7 și 4. Sau 5 și 5. Sau 7. Da. Deci 4, 6. 7, 3. 7, 3. Și până aici 20. Și acum punem 5 și 2. 5 și 2. Citește numărul ăsta care ți-a ieșit. 4.667.352. Deci 467.352, acesta spui tu pe cuvântul meu că este un număr care se împarte la 9. Da. Dai seama din nou ce faină este asta? Când știi speculația asta, șmecheria asta, păi ăla spune cum se împarte la 9, dar știi tu sigur nu se împarte. Și hai să facem împărțirea. Ok. Luăm câte cifră. Da. Și zicem 3 în 4 odată. La 9, la 9. La 9. A, 9. La 9, că noi la 3 știm. Atunci nu mai luăm o cifră. Așa. Deci, stați să șterg de aici. Deci, luam ea 3, au rămas cu 3. Și ne gândim 9 în 46. Dacă am luat 6, nu, 5. 5, da. 5? Da, 5. Da. Și de 45 scriem sub 46, tragem linie, scădem 6 minus 5, 1, 4 minus 4, nimic. Ne dă 1. Așa. Apoi îl coborâm pe 7. Bine. Să fac o liniuță că sunt mai multe cifre. Da, 17. Și ne gândim ori nu ar da prea mult, ori dacă aș face ori 2, 18, deci 1. Depășește. 1, sigur. Da. Deci 9. Și scădem. 7 minus 9 nu se poate, ne împrumutăm. 10 minus 9, 1 plus 7, 8. Acum îl coborâm pe 3. Așa. 83. Și la rezultat, să fac asta mai mare, la rezultat punem 9. Ori 9. Da. 81, tragem linie, scădem, 3 minus 1, 2, 8 minus 8, nimic, 2. Îl coborăm pe 5. Da. 25. Și acum, 9, dacă aș face ori 3, 27 ar trece, deci ori 2. Așa. Stați. 18 și acum scădem. 5 minus 8 nu se poate, ne împrumutăm, 10 minus 8, 2, cu 5, 7, aici ne-a rămas 1, minus 1, nimic, 7. Acum îl coborâm pe 2. 72 și punem 8 la rezultat, 8 ori 9, 72, tragem linie, nimic, ne-a dat. Bravo, foarte bine. Așadar, în seara asta am pus la punct și criteriul ăsta de împărțire de divizibilitate la 9. Și poți să spui tu că îi seamănă cu ăla la 3, e perfect ca la 3. Eu aș zice să ne ducem la senzațional 1 și acolo când a zis un număr se împarte la 3 și mai pui în paranteză și 9, că e la fel. Doar să repeți încă o dată, n-are rost să mai repeți. Senzațional 1, senzațional 1, senzațional 1. Aici scrie, am descoperit condiția pe care o îndeplinește un număr pentru a se divide cu 3. Condiția, suma cifrelor numărului dat să fie divide la 3. Corect. Și acum tu spui, am descoperit să se divide la 3 și în paranteză și 9, că este aceeași. Am descoperit condiția ca un număr să se divide la... Mai pun în paranteză și 9. Așa, că este o repetiție, pur și simplu, aceeași situație este. Da? La 3 și la 9 este identic. Suma cifrelor să se împarte exact la 3 sau respectiv la 9. În momentul ăsta avem 4 senzaționale, situații senzaționale, ar fi spus 4 criterii de divizibilitate. Iar notează tu pe toate la un loc, spunem așa, criterii, în matematică așa să zic. Avem 3. Da? Criterii de divizibilitate. Criterii de divizibilitate. La 2, la 5, la 3 și la 9. 2 și 5 sunt asemănătoare, că te uiți cu ochiul numai pe cine? Pe ultima cifră, la 2 și la 5, iar la 3 și la 9 este iarăși identică. Suma cifrelor. Se bazează pe suma cifrelor. Deci, în momentul de față, știm sigur că poți să nu faci împărțirea. Te uiți la el și spui, se împarte la 2, se împarte la 5, se împarte la 3. Se împarte la 9. Și acest lucru este foarte important că tu știi dinainte rezultatul. Tu știi foarte bine că se împarte la 3 sau la 9. Și astfel de numere, sau numerele acestea care se împarte exact la un altul, sunt numere foarte interesante. Sau 2, 3, 5, 7 se cheamă divizori. Deci să notăm și noi. Numerele, scriem în cuvinte, numerele care împarte exact pe un alt număr, numerele care împarte exact pe un alt număr, numerele care împarte exact pe un alt număr se numesc divizori. Divizoare? Divizori. 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 Cât divid, adică împarte exact. Deci de acolo vine. Divizori. Se numesc divizori. Și te-aș ruga să încercăm să găsim divizorii lui 8. La cine se împarte 8 exact? Și scriem așa. D8. Da, stați puțin. Okay. Să scriu în altă parte ca să nu mai pierd. Așa, deci... D8. D8. Se vede? Da, se vede. Da, D8. D8. Păi 8. Și egal. La cine se împarte 8? Exact. 8. Prima dată. 8. La 8, da? Da, la 8. Sigur că da. Pune 8. Virgulă. Mai scriu pune... părțița? Nu, pune așa în acolada aceea, cum am făcut eu mai dinainte. Așa. Acolada și îl pui pe 8, că 8 se împarte la 8, da? Apoi 1. 8 se împarte la 1. Virgulă. Da. Alt număr. Deci 8,1. Deci 8,1, alt număr. Virgulă, alt număr la care se împarte exact 8. Da. 8. Nu. Să zicem 24. Nu. El e mai mic. 2 e mai mic decât 8. Deci, noi ne gândim la faptul că căutăm pe cele numere mai mici decât el, încât 8-ul să se împarte exact. La cine se împarte 8-ul exact? La 3 nu se împarte. La 2, da. Și atunci spunem la 2, virgulă. Și alt număr la care se împarte exact 8-ul. Exact. La 2. Da, am văzut. Deci la 1, la 2, la 8, la 4. 4, sigur că da. 8 împărțit la 4. Da. Și ăștia sunt. Ăștia sunt toți divizorii. Deci numerele la care se face împărțirea exact se cheamă divizori. Ei, și în multe ghișiții vom căuta să găsim toți divizorii unui număr. Deci ți se dă un număr și pe urmă caută tu la cine se împarte numărul acela exact. Ei, începe o treabă foarte interesantă, că tu la 2 știi să-i găsești, pe 3 știi să-l descoperi, pe 5 știi, pe 8 știi. Dar mai urmează și alți divizori pe care îi vom căuta în lecțiile următoare. Deci, în momentul de față, în seara asta, am pus la punct criteriile astea de divizibilitate, adică la cine știi, fără să faci tu împărțirea, că s-ar împărți un număr. Deci ți se dă un număr, știu sigur, mă, se împarte la 2, se împarte la 3, se împarte la 5, se împarte la 9 și acești 2, 3, 5 și 9 îți poartă nume de divizor pentru numărul acela. Ei se numesc divizor, pentru că împărțirea se face exact. Dar, știi, eu spun așa, ne oprim în seara asta, cum a și ora târzie, și trebuie să remarcăm din nou. Din nou am reușit o lecție foarte frumoasă. Am reușit să ne propunem în fiecare oră să descoperim câte ceva nou. Am mai descoperit că acasă, dacă tu muncești și tu ai venit cu tema făcută, fără nicio îndoială, ți-ai făcut tema cu foarte multă atenție și asta mă bucură foarte mult. La sfârșit, totdeauna în lecțiile mele, obișnuiam să facem sinteza. Adică să vedem ce noutăți am făcut noi astăzi. Cu ce plecăm de la întâlnirea noastră? Cu gândul că am reușit să descoperim criterii de divizibilitate și că am și compus exerciții acolo cu una care s-a mișcat și am găsit ce valori să fie au. Și iată, pentru mâine, nu știu când îți convine, tot așa după amiază sau mai dimineață, nu știu ce să spun. Și mâine facem? Păi sigur, mâine am pornit la treabă, nu ne mai poate opri nimeni. Înțelegi? Nimeni nu mai poate opri. Păi aș vrea, mâine am o oră de engleză, dimineața până la 12, dacă am putea, nu la 12, până la 2 sau pe la 3. Pe la 3. Dar uite cum facem. Și eu mâine mă duc la... avem o mormântare pe la 10. Cuneva, cred că pe la 11-12 mă întorc, să zic așa, de la mormântare. Și după aceea, tu pe la 2 te duci, nu? Nu, de la 11 la 2. La 11 la 2. La 3, puteți? La 3, dar, repet, depinde și ce alte probleme apar. Eu mă străduiesc să fii la 3. Bine? Da. Ne odihnim un pic, după ce ești de la engleză, ne odihnim și pe urmă facem și pregătirea. Perfect? Da. Și ce anume să faci tu ca temă, ca să lucrezi ceva mâine dimineață. Deci, să dăm numărul așa. 74AB cu bară deasupra. 74AB cu bară deasupra, adică e un număr de 4 cifre. Un număr de 4 cifre în care două sunt necunoscutele. Și A-ul și B-ul. Și spunem așa, să se determine A, B, adică cine e A și cine e B, știind că numărul format, adică numărul înlocuit în clipa în care locuiești pe A și pe B, numărul obținut se împarte exact, adică se divide, cu alte cuvinte, se divide la 3 și la 5. La 3 și la 5. Ia să văd ce poate ai reușit, ai să prinzi. Dacă e la 5, ce înseamnă? Cine îl știe foarte bine? Pe cine îl știi foarte bine, dacă e la 5? Înseamnă că pe bârș. Dacă la 5 trebuie să aibă la sfârșit 0 sau 5. Asta e. Deci spunem, cum 74AB se divide la 5, rezultă că B are două variante. B egal cu 0 sau B egal cu 5. 5. Da? Deci B poate fi 0 sau 5. Și atunci mergem pe cazul întâi. Mergem că B ar fi egal cu 0. Dacă B egal cu 0, atunci numărul devine 7, 4, A și respectiv 0. 7, 4, și apoi la 3. Și acum ceri lui la 3. Și ca să fii la 3, suma cifrelor, nu știu ce, știi poanta care am făcut-o. Da. Știu. Și atunci găsești pe ce cu varianta cu B egal cu 0. Și mergi pe cazul 2. B egal cu 5. Deci acum urmează un alt caz, al doilea, B egal cu 5 și numărul va fi 7, 4, A, 5. 7, 4, A, 5 și că se divide la 3, știi bine că A are posibilitățile, toate posibilitățile la 0 până la 9 și toate chestia aceea și luăm. Asta este un exercițiu care l-ai pentru mâine. Da. E la îndemână, îl poți face, da? Da. Hai să spunem încă ceva. Nu știu dacă ai făcut exercițiul de aseară, îți spuneam să zici, Doamne ajută, chiar dacă în gând zici sau nu știu ce, și când mergi la meditație la engleză și când stai, tu așa în sinea ta zici, Doamne ajută. Iar la sfârșit să spunem, Doamne, îți mulțumesc că am făcut o lecție frumoasă. Deci eu acum aduc mulțumirea lui Dumnezeu că împreună am reușit din nou o lecție frumoasă. El, bunul Dumnezeu, acum a fost cu noi și este minunat de fiecare dată când ne însoțește. Și să spunem, bună seara, la revedere și pe mâine la ora 3, da? Da. La revedere! La revedere!